Pe locuri, fiți gata? Da. Luați microfoane, vă rog. 10 secunde. Da. Stați, că vă fac de râs. Bună seara și bine am găsit la o nouă ediție King Show, dragii mei. Eu sunt Alexandru, dumneavoastră sunteți cei mai tari telespectatori care există pe planeta asta, pentru că altfel v-ați fi uitat la un alt post de televiziune, care, bineînțeles, care are audiență mică, nu ca a mea. Eu aici pe Strada TV vreau să vă spun că sunt de un an de zile. De fapt, am făcut un an și două luni. Mie îmi plac astea două luni, pentru că astea fac diferența. Adică sunt mulți oameni care fac un an într-un loc, dar eu am mai depășit, am făcut și două luni, care contează foarte mult, pentru că mi s-au ridicat veniturile substanțial. Știți că în televiziune se spune că oamenii lucrează pe bani grei. Salariul meu e undeva la 20.000 de euro. Bine, depinde că dacă am invitați buni și mai cotizează și ei acolo la veniturile mele, atunci vă dați seama că fac mult mai mulți bani într-o lună. Întrebarea este unde este colegul meu, operatorul Costin, cel mai bogat operator din sud-estul Europei. Unde e Sorin? S-a dus și ia premiul cel mare, am înțeles, da, l-au nominalizat ăștia la premiile Grammy pentru cel mai bun operator, că lucrează cu mine, și nu vine săptămâna asta, adică el are atât de mulți bani că nici nu mai are chef să vină la serviciu, nu? Câți dintre noi ne trezim dimineața și spunem, nu mai merg la serviciu astăzi? Probabil că foarte mulți, nu? Dragii mei, am adus un alt milionar în euro, stai să mi-a căzut casca, un milionar în euro, Mircea Zahu, îl cunoașteți cu toții, este, cred că primul invitat din România care a dormit în direct. Într-o emisiune, el a dormit, domnule, se simte atât de bine la noi, e într-un confort total încât el doarme. Atunci când toată lumea se miră ce să mai răspundă la întrebările mele indiscrete, el doarme. Ia-te rog frumos microfonul. Bună seara, Mircea, ce-i cu pantalonii aia smetiți până la sutien? Vreau să spun că în seara asta mă simt foarte bine, sunt bine odihnit. Așa. Viu de la repetiție, că după cum știi... Vii de la repetiții, spui, da? Da. Stai așa puțin că ai microfonul cu probleme. Vezi pe unde mai pui degetele? Deci, repet, sunt bine dispus, sunt bine odihnit, vin de la repetiție pentru că... Ce să-i fac eu? Păi ar trebui să funcționeze, ia vezi. Nu, îl iau pe ăsta roșu, că ăsta verde face figuri. Ia vorbește și mai spune o dată că tu vii de la repetiții. Deci, în primul rând, bună seara viitorilor. Așa. Vin de la repetiție, într-adevăr, în toamnă pregătesc un nou disc. Câte discuri ai tu până acum de ăsta e nou tău? Unul este gata făcut și mai vine al doilea, cu melodii noi, niște melodii din anii 70 reorchestrate, o să vă placă și dacă o să fie sănătate, continuăm. Păi bineînțeles că va fi. Bineînțeles și că va fi, Miciulică. Nu răspund la critica care mi-ai dat. Nu, am înțeles oricum că te-ai ajuns acasă, deci te-ai făcut băiat cu minte. Nu vorbim de familie aici, nu vorbim de familie, muzică. Normal, da. Păi asta spuneam și eu că lansez un nou album. Așa, da. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți în data de 3 iulie la Amfiteatrul Mihai Eminescu, pentru că a fost un real succes. Peste 3.000 de oameni au fost acolo la concertul aniversar al colegului meu, Alexandru Pătrașu, care a împlinit 10 ani de carieră. Și a fost alături de mari interpreți. Ați văzut că săptămâni la rândul v-am făcut promovarea acestui eveniment. Ar fi putut fi mult mai mulți artiști, dar noi am depășit deja ora 11 și ceva. Știți toți cei care ați fost acolo, veți vedea și televizat ce s-a întâmplat. Vă mulțumim tuturor pentru toate mesajele, pentru susținere, pentru toate ideile pe care le-ați avut și pentru că ați dansat acolo cu noi. A fost și colegul meu, Sorin, care acum face pe operatorul. Sorin, fii atent că îți dau o bomboană pentru treaba asta. Am mai acolo în spate. Nu am voie să dau din casă, știu, dar lui îi plac bomboanele foarte mult. Alea umplute cu rahat turcesc, adică lui îi place rahatul turcesc de moarte. Știi, și cu iaurt, da, are și el ceva cu iaurtul. Dragii mei, asta este penultima ediție din acest sezon. Săptămâna viitoare o să luăm vacanță, toată lumea intră în vacanță, eu o să plec în insulele Bora Bora. Adică de ce să stau în România? Că am înțeles că există o doamnă care vinde cafea aici în România, la Costinești. De mama focului. Dar mie nu-mi place cafeaua asta este. Și am zis că acolo se bea lapte. Mie îmi place lăptic. Cu toată viața am fost obișnuit cu substanțele astea lichide de culoare albă. Un alt invitat deosebit, e deosebit și este cel mai deștept om pe care eu l-am cunoscut în viața mea, în ăștia 27 de ani de viață, este Valentin Sen. Bună seara, Valentin. Pe care când îl privesc mă simt cel mai prost om de pe fața pământului. Adică comparația știe. Bineînțeles că nu e cazul. Nu e cazul că eu sunt foarte inteligent. Dar eu glumesc, știi? Da. Când ne-am cunoscut noi? Acum un an. Cred că acum un an sau chiar mai bine de un an. Avem, așa e, dacă undeva în aprilie. Suntem la a treia revedere. Da. Și sperăm la cât mai multe. Normal, păi să știi că ne îmbogățim spiritual de fiecare dată când te întâlnim. Tu ești maestru în dezvoltare personală.
Trainer și consilier de dezvoltare personală, da. Și astăzi ai venit și cu iubita ta la... Da, este și în spatele camerelor. Este și în spatele camerelor. Când v-ați întâlnit voi? Cum v-ați cunoscut? De ce o iubești pe ea și nu o iubești pe doamna de lângă, doamna blondă, doamna Selin Ozer? E mama Selin, de fapt doamna Ozer, știi, care e căsătorită, s-a cunoscut cu soțul dumneai undeva la kebab. Era doamna, mânca o șaorma și dintr-o dată a zis, mă, dar ce băiat frumos e aici lângă mine. Nu e așa? Nu, hai că vedem. E cam așa ceva e povestea, nu e exact. Da, ne-am cunoscut acum 7 luni de zile. Pe bune? Da. Și deja ai cerut-o de soție? Am cerut-o de soție după o lună de zile. După o lună? Păi înseamnă că asta a fost dragostea vieții tale, nu? Exact. Cum ți-ai dat tu seama? În momentul în care am analizat și am analizat și am analizat și am văzut că are un suflet foarte frumos și este ceva ce nu mai întâlnește în ziua de astăzi. Asta că auzi tu un suflet foarte frumos? Da, pentru că sunt de părere că găsești frumusețe destul de multă. Apoi, din nișa aceasta de frumusețe, găsești frumusețe plus deșteptăciune mai puțină. Iar apoi pui al treilea filtru și anume sufletul și vezi dacă mai găsești ceva. Pe bune? Deci după al treilea filtru dai seama dacă e ceva de capul ei sau nu. Ăsta a fost filtrul meu. Acum fiecare judecă după standardele lui și după nevoile lui, pentru că... Păi stai puțin, dar standardele tale bănuiesc că sunt sofisticate, nu sunt complicate. Nu știu. Nu știu să spun. Ai anumite criterii, ai mult mai multe decât avem noi. Nu cred că e vorba de a fi sofisticat sau nu, ci cred că e vorba pur și simplu de ce simte fiecare și de ce nevoie are fiecare. Îmi permis să te întreb la câta relație ești tu? Ca să-mi dau seama cât durează o relație. Cât durează o relație? Da, de-a ta. Păi uite că sunt doamne aici, nu se știe când te desparți de uita ta și da, îți trimis mesaj pe Facebook, alte fete. Este o întrebare personală. Și nu vei să răspunzi la ea. Nu să răspund la ea, dar îți dau un răspuns care ar trebui să fie suficient și anume că nu cred că trebuie să irosești timpul într-o relație nepotrivită. Și dacă simți că ești în relația nepotrivită, n-are rost să stai prea mult pentru că s-ar putea să intri în zona de confort, să te obișnuiești cu mediul, cu contextul, cu situația și să te trezești că ajungi la o anumită vârstă, ai vrea să dai timpul înapoi și nu mai poți. Și nu mai poți. Da, timpul e foarte important. Da, timpul este... Trecerea așa timpului e reversibil. Deci, după 7 luni, voi vă căsătoriți. Când e nunta stabilită? Că eu vreau să filmez. La anul în ce dată? N-am stabilit încă data. Da, ai cerut-o de nevastă? Da. Ai făcut cam filme? Te-ai pus în genunchi? M-am pus în genunchi pe scena unui teatru din București. La sfârșitul unei piese de teatru... Așa. Nu, însă că n-am înțeles ce a spus Mircea Zahu, ce a spus? Mai spune o dată, te rog. A spus că... într-o seară de teatru, așa? La sfârșitul, când s-a terminat piesa respectivă, da, a urcat pe scenă și și-a prezentat viitoarea soție. Așa a fost? E adevărat? Exact așa a fost. Păi înseamnă că aveai relații la teatrul ăla, că altfel nu te-ar fi lăsat să urci pe scenă. Dar ce e imposibil? Am făcut eforturi să ajung la acel teatru, am ajuns acolo, ea n-a știut nimic, nu și-a dat seama de nimic, n-a bănuit. Și la sfârșit am apărut, i-am spus că ies să vorbesc la telefon. Am intrat prin spate pe scenă și după ce au fost aplaudați actorii, am intrat odată cu ei. Mamă, ce mișto! Da. Și a doua zi a scris și în ziaruri. Exact. Pe bune? Da, a apărut în mai multe ziare. Au lăcrimat mulți oameni atunci? Uite, eu aș fi plâns de mama focului și în față și cu spate. Logodnica mea plânge și acum când revede filmarea, așa că... Au, l-aveți filmată? Păi trebuie să veniți data viitoare. Da, am fost adică, cu echipă întreagă. Ce frumos! Așa am visez și eu să fiu cerut în căsătorie, adică tot așa, după o piesă de teatru. Păi da, de ce să cer eu? M-a impresionat, să știi că eu nu mă așteptam ca un băiat așa pragmatic ca tine să fie și romantic. De ce nu? E normal? E normal? Așa e, uite, că pe tine te-a prins romantismul și ești fericit cu doamna Zahu, pe care o pupăm. O iubim, am vorbit cu dumneavoastră la telefon ieri, nu? Că m-a întrebat, sigur, niște chestii. Că... Tu ce zodie ești? Mircea Zahu, tu zodi... Săgetător. Săgetător. Amândoi suntem săgetători. Tu minți uneori? Nu minți, nu? Nu. N-ai mințit niciodată, doar ai trădat, am înțeles. Nu. Hai să o salutăm și pe cea de-a treia invitată, Gherghina Ilie. Domne, a venit Gherghina îmbrăcată astăzi într-o rochie. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara și bine te-am găsit și noi. Bine ai venit aici la mine acasă, în regatul divertismentului. Fii atentă, Gherghina, mi-a plăcut rochia asta în momentul în care și te-am văzut în data de 8. Și după emisiunea asta vreau să o tai ca să nu mai spui că să vină rochia asta. Păi știi că eu ți-am făcut comandă la telefon și am zis vreau să vină neapărat rochia asta. Ești așa strălucitoare. Da. Parfumată. Frumoasă. Măi, ia fii atentă. Cum te mai înțelegi tu cu soțul?
foarte bine. Păi nu că a apărut într-un ziar de scandal o chestie cum că tu te-ai fi certat cu el, nu e adevărat, nu? Nu, este adevărat, cum să ne certăm, noi ne iubim ca la început. Vă iubiți ca la început? De câți ani sunteți căsătoriți? Văd, dar toată lumea se iubește aici? Auzi, Alex, știi cum spune proverbul ăla? Zice, măi femeie, tu mă iubești pe mine, dar eu zic, măi bărbate, sincer să fiu, la început nu te-am iubit, dar acum te iubesc ca la început. Ce urât, deci, el e un bărbat frumos, dar nu am vrut niciodată să-i arăt dragostea asta, că bărbații când le spui că sunt frumoși și nu știu ce, o iau razna și așa că eu nu... E razna, dar tu i-ai spus vreodată că te iubesc, i-ai spus, te iubesc? Da, așa, da, așa. Dar fără să simți, așa? Da, fără să simtă el. Nu, dar tu ai simțit vreodată sau l-ai mințit? Nu, spune-mi, fii atent, Ilie e bogat, domnul Ilie e bogat, că n-am înțeles, ia microfonul. Se aude treiul sau nu se aude? Deci... E bogat sufletește. Alex, poate modest, dar tu fiind o fată deșteaptă ai... Alex, ia să exprimă prin cântecele care le-a compus ea. Bă, trei mașini în curte, eu merg cu RATB-ul, știi? Adică totuși înseamnă că ești bogată. Da. N-ai auzit ce am spus. Nu. Deci ea prin cântecele care le-a compus își exprimă... Ura pentru bărbatul ei, care a chinuit-o 25 de ani. Nu. Laudă, să știi. Laudă. Prin cântece, adică... Ia fii atent, întrebarea este, că mi-a venit acum de pe Facebook. Tu mai ești impresarul Gherghinei sau nu? Știu că ai impresariat, ai dus-o în multe spectacole, la multe televiziuni. Și va merge în continuare. Pentru televiziune, domnul Zah mă reprezintă, așa este. Te mai reprezintă? Da, mă reprezintă, pe televiziune, da. Ăsta nu funcționează, am înțeles, ăsta negru nu funcționează, doar ăsta roșu. Așa. Și în spectacole, ia spune, tu ai bodyguard sau vine soțul, vin copiii după tine? Am băieții mari și nu este cazul. Băieții conduce, au permise, ei mă duc la spectacole unde avem filmare. E adevărat că ai făcut ravagii la ultimul spectacol al tău? Da, mare ravagii, da, așa este. Și cum ai rezolvat-o? Că am înțeles că au vrut aia, nu te-au mai lăsat să duci, să ieși din comuna aia în care ai cântat. Am ieșit și eu ca o interpretă consacrată, pe geam am ieșit ca să... Pe geam te-au scos, e adevărat, da? Deci vezi că știam eu ceva. Da. Păi și ai avut loc pe geam, înseamnă că era destul de mare. Era un geam mai... Așa și am ieșit până spate, ca să nu mai stăm la autografe. Era prea multe de dat și nu aveam chef. Erai la parter sau la etaj? Că vreau să știu cum ai căzut. La parter. Am ieșit bine. Am o prietenă care a căzut în cap și nu s-a mai ridicat de acolo. De asta, dar pe tine te văd în emisiune. Înseamnă că n-a fost nicio problemă. Da. Rochia asta, spune-mi, cum e făcută? Cine ți-a Alex, creat-o? Alex, lasă vrăjeala, ți-am zis, nu-mi place rochia, dar m-am împăcat o singură dată cu ea dar și tu mereu zici de rochie. Adică... Nici nu mai vreau să o port. Uite, pentru ultima dată... Băi, aia apărut de două ori în asta, tu de asta faci figuri. Măi, ce vedetă se îmbracă de două ori în aceeași rochie? Eu i-am cerut Gherghine Ilie expres ieri la eu telefon. Eu am venit cu două costume naționale, la mine știu se-mi fac ceva și am zis că voie. Nu, măi, vină civil. Te-a aplaudat toată lumea la spectacolul pe care eu l-am prezentat acum câteva luni este. În chestia asta? Da, așa este. Da, de și am vrut să, am fii atent, am vrut să se repete succesul. Da. Gherghine, și de-aia te-am rugat să îmbraci așa. O să o suport, da, ok. Cum poți să spui? Ai fost îmbrăcată vreodată în ea? Cu excepția acelui spectacol? Nu îmbrac. De obicei. Nu, dar e a ta sau e a soacrii? Nu. De o urăște atât de tare, nu vei să o ții pe tine, n-am înțeles. E a mea, Alex, dar facă la omul se mai maturizează și nu poți să o poarte oricând, oricum. Cum... Da, mă, dar asta nu e culoare turcoaz, nu e turcoaz? Da. Păi și nu stă bine în ea? Șade, tu n-ai ochii verzi? Așa de, Alex, dar am și eu verde albăstrui. Și... Mă, da, Costi, operatorul e gestant, ăsta, este în concediu deci, maternal, de ce n-a venit la serviciu azi? Are o problemă, e stricat la spuma. Alexandru, deci e verde ca smaraldul. Smaraldul, exact. Așa. Nici nu vreau să mă gândesc ce bani ai dat pe ea. Așa, avem și noi cea de-a patra invitată. Băi, cea de-a patra invitată m-a refuzat. Eu am cerut-o de soție înainte să mă îndrăgostesc eu și nu m-a vrut. Adică, eu acum nu mă mai bag, nu mai am nicio treabă, că nici nu mă mai uit la ea. Adică nu mai meriți, știi că nu mai meriți. Hai, spune-mi în relație cu cine ești tu la momentul ăsta. Cu nimeni. Nu cred, așa, o artistă așa frumoasă ca tine și talentată. Sunt prea mică, încă. 11 ani? Da. 11 ani? Da. Păi eu nici nu intrasem în clasa 1 și mă îndrăgostisem deja. Ce nu se de revază, adică nu înțeleg. Tu la 11 ani... Sunt îndrăgostită, dar... Mai... De asta m-ai refuzat pe mine la ediția trecută. Exact. E muzică. Nu, e îndrăgostită de un tip, ia spune, e blond, e brunet, șaten? Nu contează. Ba da, mama, îl cunoaște doamna Ozer, îl cunoaște. N-ați auzit, nu? Acum în direct la King Show. Te rog frumos, ai ok, ai ok la tine? Nu. Nu? Atunci ce se aude? Uite brățările astea. Da, am înțeles. Băiatul e coleg cu tine? Știi că eu pot să fac cercetări, nu e nicio problemă. Aflu unde e titlul acolo, clasă și... Stai liniștit. Păi da, nu. Da, el e coleg cu tine, nu ești tu coleg cu el, am înțeles. Ce mi-ai făcut tu? Că știu că mergi la foarte multe spectacole. Ce să fac? Foarte bine. Acum am înregistrat 3 piese și aștept să facem videoclipul și... Vrei să-l filmezi aici în București? Da, normal. Aha, cu cine?
Cu John? Cu John Diamond. Aha, te-ai pus pe mâinile lui, adică nu ți-e frică cum să te îngrași ca el, nu? Nu. E bine că el face lucruri bune pentru altele, pentru alții. Adică mă rog de el de un an de zile să vină aici în televiziune și nu, n-a ajuns. Te rog frumos, asta data viitoare, când îl vezi, mâncând, să-i spui să vină și pe la mine sau să răspunde la telefon. Da. Ai terminat școala? Da, am terminat. Ce clasă? A patra. A patra? Am 11 ani. Mamă, trecea 5 ani, nu mai mi-au seama, eu am 27 de ani, am terminat liceu acum 9 ani. Abia am scăpat, adică ai crezut că nu termini. Da. Eu îți doresc succes și tu să am sorți. Zice, eu n-am ajuns, să știi, intra noua, m-am lăsat, că nu mai puteam să mă duc la școală. Mi era rău când mă trezeam dimineața și trebuia să mă duc la școală. Mi se făcea rău, numai. Adică chestia asta cu școala mă depășește. Îți mulțumesc. Mamă, fii atentă, tu ești și albat și roșie la unghii. Da, așa îmi place două culori. Ai două culori. Fii atentă, vara asta mergem în Turcia sau nu mergem la tata? Mergem. Ai promis, știi? Am promis, da. Zic că eu adică am zis mai devreme că vreau să merg în Bora Bora, dar dacă tot pot să merg pe gratis la tine, de ce să dau eu bani? Că mai bine rămân acolo în cont, știi? Da. Ce mâncare aveți voi pe acolo? Mie îmi place foarte mult să mănânc. Îți place dulcele? Da, dar nici chiar nu așa. Ceva mai așa, mai sofisticat ca Valentin, se dăm și mie o rețetă. Păi tu ce mănânci acasă? Kebab? Nu, chiar da, așa. Da, ăsta-mi place, hai că ăsta-mi place. Știi să faci shawarma? Mă duc și la restaurant să fac. Pe bune? Pe bune. Păi te-am zis că tu ai restaurant aici în București. E. Nu, dar urmează, nu? Da. Am înțeles. Auzi, ia fii atentă. Îmi dai și mie o brățară de aia? După emisiune? De ce? Pentru că sunt ale mele. Și ți le-a dat iubitul tău? Uită! La câte sunt? Nu știu să număr. Numărele tu, că altfel aș fi absolvit liceul dacă știam să număr. Câte sunt? Șapte? Mama, știe? Știe și câte de alea pui pe tine și vreau să mă gândesc la lenjerie intimă. Apropo, dragii mei, vreau să vă spun că invitata de săptămâna trecută, nu pot să-i dau numele, mi-a trimis mesaj pe Facebook și mi-a zis că ne întâlnim la tribunal, că vrea să mă dea judecată, că a pus mâna pe filmare, pentru că am întrebat-o în direct dacă și-a pus dinții. Adică doamna a venit într-o ediție trecută la mine în emisiune cu o dantură așa cât de cât și data trecută în emisiune a venit cu ea strălucitoare. Și când am văzut, am zis, am întrebat-o și eu fără să-mi dau seama, doamne, ți-ai pus dantura, nu știu mai ce, și mama s-a supărat foarte tare, a spus că mă dă judecată. Oricum, a venit consilierul meu astăzi de aici, o să vedem noi cum facem să se termine cu bine, că nu vreau să sfârșesc în pușcărie, adică încă nu. După 40 de ani pot să mă mut acolo, că o să-mi fie greu să mă mișc și nu va mai avea niciun rost. Îți pun o întrebare și tu răspunzi cu da sau nu? Ok. Stai să mă gândesc. Nu-mi vine acum nicio idee, dar până la sfârșitul emisiunii o să spun întrebarea. Îl avem aici și pe Teo. Ce bună faci, seara Teo? Și bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Asta îmi place, asta e clișeu, știi? Adică el când zice așa, te-a învățat mama. Astăzi am cunoscut-o și pe mama. Îmi place foarte mult mama, să știi că pare deșteaptă la fel ca tine. Tu ești un băiat talentat, domnule. Eu când am văzut prima oară pe tine, asta iarna, am zis, dacă o să am un băiat vreodată, vreau să semene cu Teo. Ești și frumos, ești și deștept, ești talentat și o are și pe mama blondă. Mie îmi plac doamnele blonde, știi? Adică, întotdeauna dacă vrei să recunoști o femeie inteligentă și frumoasă, te uiți la ura blondă. Alea purete mai puțin, sper că nu e niciun raburet. Mai zic, mă rog, tu urmează să te vopsești, nu are nicio importanță. Fii atent, tu ești un băiat foarte bogat, că văd că ai 3 dansatori în spate. Da, am venit aici cu trupa mea, Rebels, formată din Ana, Ina și Cătă, care sunt în culise. Hai, aplaudă pentru Ana, Ina și Rebel. Două fete și un băiat, da? Două fete și un băiat, adică am recunoscut. Ok? Ei sunt la fel de talentați ca tine, doar că ei dansează. Ei, dacă ar fi avut glas, ar fi fost și ei și cântăresc ca tine. Da. Da. Cum, tu în ce clasă ești? Teca 5-a. Fii atentă, e de seamă cu tine. Da, doar că tu ești mult mai mare, așa, tu ești ca Turcie, am ești mai dezvoltată, mai frumoasă. 11 ani, la fel, mulți înainte, așa. Am o surpriză pentru tine. Da, nu-mi plac surprizele. Albumul tău, acesta este primul meu maxi single. Aha. Fii atent, când s-a lansat ăsta? S-a lansat în vara asta și... 3 piese? Da. Tu și Ina lansați câte 3 piese pe an, adică n-aveți nicio treabă. O să... Mă întreabă cineva pe Facebook ce înseamnă un maxi single. E un album mai mic. Adică mai mult dată nu puteai să faci. Ai făcut 3 piese și ai zis, opa, trebuie să le scoatem pe piață. Și următorul album va fi la sfârșitul verii și o să fie super. Adică oricum vor fi și astea 3 melodii pe el, nu? Nu, altele. Și astea rămân așa, singurele. Nu ți-e milă de ele, le-ai băgat acolo, le-ai aruncat. 3 piese. Cine ți-a compus aceste melodii? Aceste melodii? Da. Păi m-au ajutat echipa mea și managerii mei. Am un manager în România și unul în Germania. Am fost și în Germania în timpul ăsta când
Nu ne-am mai văzut pentru că de 6-7 Bine, noi ne-am întâlnit, stai că spun eu, în 3 decembrie 2015, ultima oară. Wow, știi și, foarte bine. Da, bineînțeles, și tu aveai părul până aici. Și dar nu s-a crescut, adică ți-a crescut părul mult mai repede decât a mea. Mie a început să-mi intre în interior. Adică deci, nu știi, toată lumea mă face fată și le spun, sunt băiați. Nu, știu, știu, dar la școală te știu oamenii, știu că tu ești băiat, nu? Da. Doar că ai o voce foarte bună. Băi, cine ți-a lansat acest album? Ai avut un sponsor sau casă de discuri? Cine? Casă de discuri. Aha. Tata e aici? Nu. De ce n-a venit tata? Păi nu, că am vorbit la telefon acum o săptămână și a venit mama astăzi. Adică m-a așteptat să vină tata. Da. Ce face? Face salată de roșii? Vă așteaptă acasă cu mâncarea gata făcută? Da, pentru tine. La castraveții și mie mi-a făcut castraveții de mic. Adică am văzut ieri o filmare cu pisicile și cu castraveții. Să vă uitați la ea, că e foarte interesant. Toate pisicile sunt. Bine, când lansezi nou single? Nou CD? La sfârșitul verii acestea. Acestea, adică înainte de a începe școala în septembrie. Da. Dar mai vrei să începi școala sau renunți că ești artist și nu mai ai nevoie de studii? Nu, școala e super importantă. Dacă vrei să fii artist, școala e pe primul loc și... Mama, asta ți-a spus-o mama și a zis trebuie să o spui în direct neapărat sau e din sufletul tău? Doamna Ozer te-a învățat, mă, că doamna Ozer are ceva, vrea ca Selin întotdeauna să aibă note mari, nu știu ce. Doamna Ozer e foarte frumoasă și foarte deșteaptă. Deci fii atent că e mult mai deșteaptă decât mulți de la școală de acolo de vestul. Eu mă uit la dumneai în ochi și gata, îmi dau seama imediat ce... Păi vezi? Ai văzut că noi și când vorbim pe Facebook trebuie să avem grijă dacă ne lasă sau nu să vorbim, altfel nu, noi nu vorbim niciodată. Păi e consilier normal, o să nu-i angajez și eu un consilier. Și acesta este și autogram cartul. Aha, da, dar nu mi-ai dat pe el. Adică acolo sunt informațiile. Aha, despre tine. Auzi, da, omul ăla din Germania cine e? Cum te-a cunoscut? M-a cunoscut prin Facebook. I-a plăcut mult de tine sau care a fost? Da, da, chestia asta. M-a urmărit pe YouTube și a zis, vai, ce copil talentat, ia să-l promovez. Am avut șansa să fiu promovat în Germania, nu în România. Dacă o să am șansa... Mm-hmm. Mamă, dar da. Tu ai 11 ani și mi se pare că vorbești așa, foarte matur, știi? Ești bine crescut, da, îmi place de tine. Multe informații aici, nu înțeleg, sunt foarte mulți oameni să care se ocupă de tine. Să nu sun la numere. De ce să nu sun? O să fac cost suplimentar, mamă, mă omoară. Nu, pentru că nu știi germană. Crede-mă că am făcut germană. Ba da, am făcut germană, engleză, franceză. Cum adică? Cum ai uitat. Ich bin schon, știi ce înseamnă? Ia. Yeah. Bine, dar nu ai spus, adică nu înseamnă că nu știi. Adică eu sunt frumos. Exact, nu băga mie picioarele, nu trebuia să spui ce înseamnă. Și o avem și pe Aiona. O avem și pe Aiona, să rămână. Bună, Alex. Să rămână, ce faci? Nu te super că știi tu, cei mai buni e la final. Nu că ceilalți n-ar fi cei mai buni. Toată lumea e, toți sunt cei mai buni de aici din emisiunea mea. Normal că asta e o emisiune de colecție, King Show, că altfel ai fost sau alte emisiune. Orice are un început și un sfârșit. Asta cu sfârșitul nu mi-a plăcut, adică ce vrei să spui? Asta e realitatea. Poftim? Asta e realitatea. Că suntem foarte buni și ne-am adunat. Că, uite cum ai spus tu aseară, știi? Cine se aseamănă se adună. Păi normal. Să știi că mie face o mare plăcere să te cunosc în sfârșit, după ce te-am urmărit atât de mult pe YouTube și pe Facebook și peste tot. Ești mult mai frumoasă în realitate decât acolo în poze, să știi. Îți mulțumesc asemenea. Bă, eu arăt rău, crede-mă, și în poze și în realitate. Mă rog, așa încerc să mă truchez, dar nu se poate. Aveam o colegă care mi-a spus că un domn, fără să-și dea seama, i-a spus, Doamne, dar sunteți mult mai frumoasă în poză decât în realitate. Dar el a crezut că îi face un compliment, adică nu și-a dat seama. Părul e al tău? Da. Atât de mare? Da. Atât de mult? Da. Da, nu e așa mult. Nu. Fii atentă, tu ești căsătorită. Da, sunt căsătorită. E soțul aici ca să știu dacă îmi permit să fac glume cu tine sau nu? Nu este. Poți să faci glume și puteai și dacă nu erai. Și dacă și nu dacă eram era? Singură. Atâta timp cât sunt făcute în limita bunului simț. Limita și bunului sunt convinsă simț. Că din partea ta așa va păi fi. Normal că ești convinsă, normal că așa va fi. Dar fii atent, stai puțin. De ce nu a venit? Pentru că are de făcut niște înregistrări. Și tu ai venit singurică aici? Da. Și te-ai descurcat? Ai ajuns? Bineînțeles. Adică nu că eu mi-i coordonez invitații și eu nu prea știu să-i explic. Adică totdeauna le spun la stânga, la dreapta. Deci a fost prima, așa am aflat eu acum. E adevărat? Da, a fost prima păi dată. Ce înseamnă? Uite, de asta ai ajuns. Ai explicat bine. Am explicat, mă mai pricep și o să explic uneori. Doar la mine acasă, nu știu să-i spun nimănui să ajungă. Nici nu-mi doresc. Da, fii atentă. Câți ani? Nu, stai puțin, înainte de a te întreba câți ani de carieră ai. E căsătorită. Mă întreabă cineva pe Facebook. Nu se mai poate. Vrei să rămâi cu soțul tău până la final, nu? Asta îmi doresc în momentul de față, dar bineînțeles că nu știi niciodată unde te duce viața, dar acum adică, doresc. Păi, adică totuși poți să primești mesaje pe Facebook, nu? Adică dacă vrea cineva să...
Da, îmi puteți trimite mesaje pe Iona Official, Iona cu Y. Iona Official, adică oficial, dragii mei, pentru cei care nu înțelegeți, da. Oficial. Tu nu erai în sesiune? Am fost într-o sesiune, da. Ai avut niște examene sau ai fost ocupată, da, nu? Ceva de genul. Păi te ocupi cu mai multe chestii? Da, am și o trupă și am avut de pregătit un concert de lansare a unei piese și am avut o perioadă foarte grea, piesa mea, da. Păi și ai făcut-o așa cu lansare? Da. Înseamnă că ai avut bani să bagi în evenimentul respectiv. Că altfel făceai lansarea la tine acasă, nu făceai așa undeva cu mulți oameni. Sunt momente în care ce iei pe mere dai pe pere, știi vorba respectivă. Dar am avut oameni care m-au susținut. Un pub care mă susține foarte mult și care m-a vrut acolo în acea seară și am făcut 2-in-1. Le-am susținut și concertul pe care îl doreau ei. 2-in-1 ca cafeaua, cum ar veni. Poftim? Ai avut 2-in-1 ca cafeaua, a fost și caldă, a fost și neagră. Cam așa am ceva. Înțeles, da. Ia fi atentă, nu cumva am văzut eu afișe cu tine pe la Unirii? Ba da. Așa e că da, că m-am gândit eu și mi-am dat seama. Pentru că da, concertul respectiv. Mm-hmm. Nu spune numele pub-ului, dar spune pe unde vine. Centru vechi. Prin centru vechi, aha. A fost lume, a fost un succes, nu? A fost foarte frumos, da, a fost o seară deosebită. Ai avut emoții? Totdeauna am emoții, din dorința de a ieși așa cum îmi doresc eu. Ce zodie? Fără eșecuri și ce zodie sunt? Da. Leu. Ah, îmi dau seama, Madonna, Michael Jackson, Napoleon. Michael Jackson era fecioară, dacă nu mă înșel. Mă rog. La mine cap era, te rog frumos, nu mă contrazice la mine, mi se vede că mă fac de râs. Da, da, ei sunt perfecționiști. Da, fii atentă. A fost și o seară aia acolo, de asta te întreb, dar am să văd dacă m-ai recunoscut, dar nu ți-ai dat seama că sunt eu, aveam o șapcă pusă în cap, special am venit, când am vrut să-mi dau seama. Păi a avut un succes Iona în acea seară, încât eram invidios, adică eu sunt obișnuit să mă aplaude pe mine lumea și nu mă aplaudau pe ea toți, adică. Eu sunt mai egoist că sunt scorpion. Nicio soțul problemă. Tău ce zodie? Fecioară. Fecioară. A, am trăit cu o fecioară, e groaznic să știi. E calvar. Femeile probabil. Bărbații am trăit un calvar, nu... să știți. Cred. Bărbații sunt cei mai buni bărbați, cei din fecioară. Pe bune? Da. Știe să gătească? Îl umilești când vrei? Faci ce vrei cu el? Nu, în ceea ce vorbește treburile casei nu are nicio legătură. Dar nici nu am nevoie, de aia sunt eu acolo. Îl avem în direct pe patronul televiziunii Estrada TV, pe domnul Stelian Fulga. Bună seara, domnul Fulga! Bună seara, Alexandru! Bună seara, domnul Mircea. Să-l trezești din cât în când, că mă dă lumea telefoane și zice că doarme, dar eu nu cred că doarme. L-am trezit pe domnul Zahu, l-am trezit, acum e aici, de mama focului. Bună seara, patroane! Felicitări pentru postul pe care îl dețineți. Domnul Zahu, eu la cei 68 de ani, 7 luni și 6 zile, încă mă simt tânăr. Așa spune un știți... rog, ziceam că ai 67, 2 decembrie 47, maestre. Săgetător. Cât ai 69? 68! Păi ce mai e până la 69? 4 luni jumătate. Așa, mă, așa e. Dar simt că trăiesc. Frumoasă misiune. Domnule, vedeți, vă rog frumos. În acest post de televiziune... Vă rog frumos, puțin. Vă rog frumos, fiți mai atent pe oamenii pe de pe stau. Adică... Fiți mai atent. Da? Are da, capul. Da, da, da. Suntem atenți aici. Niște oameni tristeți, niște oameni frumoși, fetele frumoase ca un fiș. Nu mai să fie frumos, dar pozitate, pentru că nu posteau. Da, o avem și pe Iona cu noi aici, vă place de ea? E frumoasă ca o sirenă. Cine este? Domnișoara e fascinantă. Da, este. Dar nu e mai tare ca mata. Nu e mai tare ca a ta, pentru că ea nu a dormit deloc. Dumneavoastră, domnul Zacu, ce s-ar face trângina Estrada fără dumneavoastră? Eu vin cu plăcere, maestre. Eu vă mulțumesc frumos. Să știți, de fiecare dată când am fost... Știți că noi, singur actor și din toate care invităm pe domnul Zacu, pe restul nu pe părinte. Să știți. Vă mulțumim pentru atenția care mi-ați acordat o seară frumoasă
ca fetele din din studio de acolo. Vă iubesc pe toți. Și noi vă mulțumim și vă iubim, domnul Fulga, vă mulțumim. O seară plăcută și... Păi vezi ce înseamnă, mă, tu ai creat revoluție, dragii mei. Pentru cei care nu ați urmărit, cu toate că mă îndoiesc că cineva din România n-ar urmări această emisiune, Mircea Zahu a dormit în direct acum 4 ediții la King Show, la Estrada TV, și de atunci a intrat în, mă rog, l-au luat cârcotaș și l-au luat toți. De... Măi, fii atent, într-o noapte aia nu ajunsese acasă, las că eu știu foarte bine. Tu ești sarea și piperul? Și emisiuni, da. Fiind numai între tineri, mă simt excelent. Exact. Asta îmi place foarte mult, îmi place costumația ta. Viu de plăcere. Cămașa e călcată de doamna Zahu sau de... Ești cam indiscret. Da, știu, așa am fost toată viața, stai liniștit. Înseamnă că și-a călcat-o singur, de asta face așa pe neobrăzatul. Selin, fii atent, știi cu cine vom începe? Probabil că te aștept să cânti tu prima. Dar nu, eu îți fac o surpriză și ți-o aduc pe Aiona, draga mea, vină aici în centru. Aplauze, vă rog frumos. Pregătiți prima piesă a Ionei. Fii atent, cum ți-ai ales tu numele de scenă? A venit de la numele tău? Ai făcut o combinație? Este o anagramare a numelui meu. A fost foarte greu, nu înțeleg. Nu știu ce înseamnă. Anagramarea este atunci când modifici locul, poziția literelor între ele. Uh-huh. Am înțeles. Și a ieșit chestia asta. Dar dacă ieșea un cuvânt urât, ce făceai? Nu îl alegeam, logic. Nu îl alegeai, că numele meu, dacă îl faci așa, este o chestie urâtă, pe care o cunoaște toată lumea, știi? Nu aș fi putut să-mi pun numele, da. Bine, asta, muzica maestru, hai să ascultăm prima piesă a celei mai frumoase cântărețe blonde pe care o a adus-o România la Estrada TV. Mulțumesc, Alex. Muzică! Din vis mă trezesc și sunt tot într-un vis. Dar după clipele astea o să spun vis. La 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 la. Lumea crede că sunt ulala. Le spun că tu îmi dai one way ticket.
excepțional! Aiona și piesa, cum se intitulează piesa asta? Vino încoace lângă mine. Cum e și una de nopți și este compusă de mine. Nu cred. Eu am crezut că a scris-o Laurențiu Duță. Pe bune? Da. Păi tu ești și compozitor și textier? Și compozitor și textier, da. Și soțul meu a orchestrat-o. Mai, pe stai puțin, e din industria muzicală soțul tău? Da. Pe bune? Este sunetist, orchestrator, producător. Cum îl cheamă, spune și lui numele, te rog frumos? Viorel Andrinoiu. Leo, sunetistul meu, nu ești soț, e ca de la albi, cunosc cu tot pe soția ta. Telefon, stați puțin, să rămână, bună seara. Alo! Da, alo! Bună! Seara, da, uite, e soare încă. Bună seara! Da, e soare. Păi după 5 ani, ce seară? De la curtea regală, ce germeză, auzi? Germeză la curtea regală. Da, da, nu știu. Păi sunteți pe strada asta TV oficial. Uh-huh. Sunteți, știi ce sunteți? Mm. Niște oameni, mai ales datorită domnului Bulgar, care îl respect și care tot binele din lume, toată familia destui și mai ales lor din platou, invitați tot. Tu ești un, știi ce ești tu? Un băiat cu tinerețea, așa, cu voiciune, cu talent și mai ales că ai lângă tine o bunăciune, măi, cum ați spus. Așa e, aplauze, așa e. Am crezut că spuneți că eu sunt nenorocit, așa am crezut că spuneți, adică nu, 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 eu nu am spus asta, băiat, tu ești un băiat talentat, un băiat care ai stat pe pătrat și ai fost cu el, talentant, să-și peți tot și vă dorește mama tot binele din succes de activitate și bunătunea aia, ai grijă de ea. Păi are grijă soțul ei, doamna mea, eu ce grijă să mai am, adică la mine acasă nu mai e loc și am înțeles că ea trăiește bine. Să-mi dă Dumnezeu putere să am grijă singură de mine. Are grijă, ai grijă pe unde umbli. Auzi, mămică? Ai grijă pe unde umbli în vara asta, să te fure hoții, mămică? Nu mă fură nimeni, stați liniștită că mă mut la în familia Ozer, vara asta mă mut, nu se poate, adică. Păi stați că așa am stabilit doi ani în toți familie, că mă mut la dumneavoastră, adică. Doamna Ozer, abia mă așteaptă. De la Estrada TV. Vă doresc mult succes în domenii. Mulțumim mult. Și tot ce vă doriți, o vară frumoasă, o vară plină de surprize. Mulțumim mult, la fel și dumneavoastră, doamna, și nu uitați să mergeți în vacanță. Pa, vă pupă, mama. Vă pupăm și noi, vă iubim, mulțumim mult de tot. Aiona, te rog frumos, ia loc să te simți mai confortabil și să răspunzi la niște întrebări indiscrete. Glumesc, să te întreb de cariera ta. Mie mi s-au rupt pantalonii chiar să fie, adică nu bine să cred. Am venit pe jos de acasă, de la obor, de unde locuiesc eu, și mi s-au rupt pantalonii. Adică, și acum ce pot să fac eu? Adică a trebuit să pun buchetul ăsta chiar aici și să nu se vadă, știți? Adică, sunt pantalon regal, domne, că exact, e la modă, adică se poate. Nu, așa a fost modelul, cu ei rupt până în spate. Adică dacă ai aerisire. Fii atentă, ai compus tu melodia? Da. Tu ai studio acasă? Să nu se ofilească florile, nu? Nu, acasă, are soțul meu un studio. Ai un studio unde un scrie spațiu. Și pentru alții, nu? Da. Frumos. Ia fii atentă. Dar atunci care mai apucă să gătească sau care face curat la voi acasă? Ce e la voi acasă dacă voi faceți doar muzică? Eu fac curățenie și tot ce trebuie în casă. O divă ca tine face curățenie? Da. Ia te rog frumos, arată la cameră unghiile. Clan detaliu nu pe unghiile cazul, Aionei. Sunt nefăcute de o săptămână. De, nu e cazul. Eu nu cred că tu știi să faci fasole bătută, adică mă îndoiesc că știi să tai ceapă. Sunt o foarte bună gospodină pentru că este unul dintre hobby-urile mele. Îmi place să fac mâncare și prăjituri. Ești moldoveancă? Nu, deși asta este întrebarea pe care, care mi se adresează de cele mai multe ori. Nu, nu sunt. Ești de aici? Da, nu, părinții mei sunt din Moren, Dâmbovița. A, din Dâmbovița, am zis. Păi mai e ceva din Dâmbovița aici? Nu, e regizorul meu? Nu e nicio. Am zis. Mai ai frați, surori? Am o soră, care e de asemenea cântăreață. Cântăreață? Da. Păi și mie mi-o aduci la ediția următoare? Sigur că da. A, mulțumesc. Îți dau adresa ei de Facebook și o contactez. Și e posibil să mă refuze? Dacă ești așa drăguț, nu cred că te refuză. Hai, aplauze pentru drăguțul din mine. Adică aplauze pentru Alex. E la fel de frumoasă ca tine? Este și mai frumoasă. Mamă, ce soră, nu vine să crezi. Auzi, tu îți dai seama de un lucru? Ce cere cineva pe Facebook ID-ul surorii tale. Nu avem voie să-l dăm acum. O să-l anunțăm data viitoare când va veni în emisiune. Când va veni în emisiune, da. Voi vă înțelegeți bine? Foarte bine. Dar avem și momente în care ne ciufulim.
Și ce se întâmplă în momentele acelea? Ne cefulim. Așa de părul ăsta mare al vostru? Nu, ne cefulim doar verbal. Dar ea vine la tine în vizită sau te urăște de moarte? Nu, nu, ne iubim foarte mult și mergem în vizită una la cealaltă. Nu, chiar ne iubim foarte mult și ne înțelegem foarte bine. Atât timp cât până acum un an jumate am cântat numai împreună, îți dai seama că s-a creat o legătură foarte puternică între noi două și așa va rămâne totdeauna. Dar v-au despărțit bărbații? Nu, nu, nu. Am reușit să-i apropiem noi pe ei. Nu se suportau? Ba da, doar că a trebuit să se obișnuiască cu anumite activități ale noastre, cu anumite ieșiri ale noastre în patru. În când patru? Poate... Adică fără ei, cu alte fete, alte două fete, nu? Nu, nu, cu ei. Dar ieșim și cu fetele. Ia pentru că fiecare trebuie să aibă viața lui socială. E căsătorită și sora ta? Nu. Mă rog, fără acte. Dar tu ești căsătorită? Eu sunt căsătorită. Tu ai două nume de familie sau mă înșel? Da. Am două nume de familie. L-ai păstrat pe al tău? L-am păstrat pe al meu pentru că mă cunoștea destul de multă lume într-o anumită direcție și plus de asta îmi și place mai mult. Și l-am luat și pe al soțului pentru partea oficială. Andrinoiu e partea soțului? Andrinoiu este al lui, da. Al lui, al lui și nu pe al meu este Iordănescu. Iordănescu chiar sună bine, știi? Nu-i așa? Da. După părerea mea e cel mai frumos nume de familie, da? Da, exact, exact. Și eu vreau să mă numesc Alexandru Andrinoiu, adică de ce să mai țin spiritul? Păi și cu mama soacră te înțelegi sau nu există în peisaj? Ba da, există în peisaj și ne înțelegem foarte bine. Mă iubește, o iubesc? Nu spui asta pentru camere, nu? Poftim? Nu spui asta pentru televizor, pentru telespectatori. Spun asta cu mâna pe inimă. Pe bune? Te-a suportat de la început? Nu de la început. Eram sigur. Nu de la început, pentru că sunt mult mai tânără decât soțul meu și de obicei se cred anumite lucruri despre relațiile de genul ăsta dintre doi oameni cu o diferență mare de vârstă, dar când au văzut că există într-adevăr dragoste puternică, m-au adoptat ca pe fiica lor. Ca pe fiica lor? Păi nici nu vreau să mă gândesc dacă soțul meu are câți ani are soacra. Nu, este o femeie frumoasă și tânără. 69. 72. Uite că nu mai știu să spun exact vârsta, dar până... Dar pun pariu că i-ai făcut cadou de ziua dumneavoastră, i-ai dat un cadou. Bineînțeles. Ce i-ai dus acolo? Ceva cu scuipat? Niște bijuterii. Sunt sigur. Bijuterii? Da. Erau de aur, nu? De argint, de smarald, de argint cu niște pietre prețioase. Tu le-ai ales? Bineînțeles. Ai pus și o travă pe ele în momentul în care le pune pe dumneavoastră să... Dacă aș fi urât-o, probabil că aș fi făcut asta, dar nu se pune problema. Știți că primul lucru pe care îl face o soacră este să încerce să-și despartă băiatul de fată. Atunci când chiar nu poate să facă nimic și să dea naiba relația, atunci se preface că o iubește pe norosa până în momentul în care reușește să-i facă să divorțeze. Atunci e aici mai fericită, l-aduce pe fiul acasă și spune: vezi, am zis eu că ai o nenorocită. Și atunci are dreptate, el rămâne recăsătorit, așa rămâne, îmbătrânește singur. Selin, fii atent, tu n-ai microfon. Ai o viață foarte interesantă, să știi. Și bănuiesc că soțul tău e foarte bogat, de asta mie îmi dă senzația. Unde mergi în vara asta? Spune-mi așa că eu mă uit. Nu ne-am hotărât. Nu v-ați hotărât, oricum mergeți undeva, nu? Mai aveți loc și două persoane acolo. Nu vă deranjez, să știți, nu o să-mi simțiți prezența. Țelinozer, hai că a venit rândul tău să cânți, vin încoace. Mama zice că vrea să-mi facă ceva în seara asta foarte bună. Am înțeles că vin la voi să mănânc după emisiune. Aolo. Da, de ce aolo? Nu te lasă iubitul tău cu alți băieți în casă sau care-i treaba? Nu am iubit. Înțelegi? Ai spus că iubești pe un băiat, Cristi. Hai că am aflat, gata, uite, îmi vine să plâng doar când mă gândesc că mai da pe altcineva mai tânăr, că eu am 27 de ani, el are 11. Deci cu 16 ani, bă, ce înseamnă 16 ani, fii atent, o să vorbim despre chestia asta. Doar un băiat deștept poate să ne rămurească. Acum tu ce vei cânta? Nu știi nici tu. Singurul care știe este inginerul meu de sunet, care va da drumul piesei și pe urmă vom discuta cum ai ajuns tu în posesia piesei. Să înceapă muzica, vă rog frumos! We gonna do, I'll make it easy, got to let it loose, watch the sunlight coming through, open the window, let it shine on you, cause I've been sick and waking all weekend, I've been doing just fine, you've been tired watching me for half a good time, boy, hey, you can take it all in space and never keep it real, I know exactly how you feel. What's he had enough? And you might just give it up.
write you down. Won't feel alone, love. I'll be out there dreaming of. Oh, oh, I will never let you down. Sick and working on wicked and I've been doing just fine. You've been tired watching me for half a good day, boy. You can take a tone, they say, so never keep it real. I know exactly how you feel. What's he had enough? And you might just give it up. Oh, oh, I will never let you down. Won't feel alone, love. I'll be out there dreaming of. Oh, oh, I will never let you down. Let me take you where you'll never go. Having a fun is the only way we know. Let me show you what you never see. You won't hide in love when you hold me. Ow! What's it hiding up? And you might just